Pentru anul 2022, reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș au luat măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la ghișeele instituției. În acest sens, printre altele, a fost introdusă și plata cu cardul. Reducerea timpului de așteptare la ghișeele noastre prin realizarea și luarea unor măsuri organizatorice care să vizeze optimizarea eliberării diverselor tipuri de acte pe care le doresc cetățenii de la noi, generalizarea plății prin card atât la Oficiul de Cadastru cât și la toate BCPI-urile din județ și nu în ultimul rând operaționalizarea bazelor de date. Pe de altă parte, anul acesta, angajații instituției vor continua digitalizarea bazei de date prin scanarea cărților funciare. În acest fel, aceste documente vor putea fi puse la dispoziția celor care le solicită într-un timp mult mai scurt. Vom continua conversia în format electronic a cărților funciare vechi care sunt în sistem analogic. Vom lărgi baza de date și vom lărgi accesul la baza de date în conformitate cu modificările legii 7/1996 făcute în 2021. În paralel cu continuarea digitalizării și baza de date a Oficiului de Cadastru Maramureș va fi în permanență actualizată, astfel încât documentele nou introduse să poată fi consultate mult mai rapid.